Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Astăzi aflăm ce se întâmplă în domeniul muncii în momentul de față și ne vom axa în principal pe partea de controle, dar și pe cea de prevenție, că și aceasta din urmă este foarte importantă. Invitatul nostru este domnul Dragoș Năcuță, inspector șef Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mie îmi place acest cuvânt prevenție și cred că multor angajatori le place, pentru că înainte de orice control e bine să știi ce ai de făcut, ca după aceea, dacă nu respecti, să primești amendă dacă ai greșit și să suporți consecințele a ceea ce nu ai făcut bine. Despre asta vreau să vorbim astăzi, dar înainte de acest lucru vreau să vă spun că noi săptămânal primim în continuare acele informații de la dumneavoastră. Sunt doar cifre pe care le prezentăm și probabil pe viitor le veți dezvolta, să vedem și unde se constată cele mai multe nereguli în care dintre domeniile de activitate. Aveți controle periodice, da? Săptămânal veniți cu o situație. Amenzi aplicate, câte deficiențe au fost constatate. Ce anume este la baza acestor controle? Politica de control sau decizia vis-a-vis controlul privind economia județului Maramureș stă într-o combinație de analitică, de factori precum complexitatea muncii, munca nedeclarată și subdeclarată, adică munca la negru, problemele sociale cauzate de aceste societăți sau de societățile care intră în acest domeniu și de cod de riscurile socioprofesionale cu care se confruntă domeniul în care activează, gen exploatările forestiere. Noi știm că în exploatările forestiere riscul de deces, de accident grav, precum și în domeniul construcțiilor, este foarte ridicat și atunci aceste domenii capătă o prioritate principală, fundamentală, ele vor fi permanent considerate cu risc și atunci vor intra în acest, să spun așa, eșantion de control pe care îl creăm, îl creionăm în fiecare plan de control anual și lunar pe care îl propunem. Eu aș vrea să mai adaug un element pe care vreau să-l spun și este foarte important. Fiecare județ are specificul muncii, are specificul activităților, sectoarelor economice pe care le-a dezvoltat sau le are în mod tradițional. Județul Maramureș are în mod tradițional, de exemplu, industria de prelucrare a lemnului, de recoltare și, bineînțeles, exploatare, dar de prelucrare a lemnului. Deci asta este pe locul întâi ca activitate? Da, bun, nu, ca activitate de producție. Am înțeles. Pentru că acum suntem o societate un pic axată pe consum, preluăm marfă din Occident, este în continuare un fel de lon mascat, activități, hai să zicem, care au o plus valoare, un aport tehnologic și uman relativ modest și este exportat înapoi în Occident, unde acele piese sau subansamble sau produse sunt completate și scoase pe piață. Și asta relevă specificul economic și al sectoarelor care aduc venituri principale în județul Maramureș. Știți foarte bine că aici a existat un sistem puternic de colectare, de exploatare forestieră și de prelucrare, industria mobilei, cum era odinioară. Prelucrarea lemnului și industria mobilă a fost printre Maramureșul și Suceava și cred că încă un județ, erau cele mai importante la nivel național, mari exportatori la nivel european. Dovadă că acest parteneriat cu IKEA, da, undeva în anii 60 a fost inițiat, 1960, continuă și astăzi cu câteva din societățile din județul Maramureș și se face în continuare activitate chiar foarte elaborată. Am văzut această companie care se dezvoltă afaceri cu companiile astea internaționale, cu această corporație. Dar deviem de la subiect. Importanța controlului vine, exact cum a spus și dumneavoastră, cu reversul unei prevenții. De ce? Suntem în secolul modern, unde am învățat și noi de la alte state europene că nu doar controlul și sancționarea lui este relevantă, ci și alte activități suport ca să susține economia locală. Explic această situație, de exemplu, în Germania sau în Belgia. În piața forței de muncă, aceste state nu sancționează în mod direct. Există un fel de proces de negociere.
da, care spune ce ai greșit. Păi atât, ai plătit munca cu atât. Păi conform legii trebuia să plătești atât. Atunci te rog frumos să te conformezi, să plătești, să aduci dovezile de plată. Dacă nu ai plătit, vei fi sancționat social, contravențional și așa mai departe, civil sau penal. La noi legislația n-a prevăzut niciodată acest lucru, această negociere. La noi s-a prevăzut direct contravenția, deci încălcarea unei norme, legi, unei norme sociale sau unei măsuri date de către o instituție de control și urmarea în mod direct era sancțiunea. Nu există această limită. Inspecția Muncii, Ministerul Muncii de-a lungul anilor a reușit să introducă mai mult și la presiunea patronatelor, uneori chiar și în discuțiile cu sindicatele, să introducă mai mult cuvântul acesta de prevenție, care la noi ca instituție de control teoretic nu prea cadrează. De ce? Cine execută controlul nu face și prevenția. Prevenția este, de exemplu, apanajul asiguratorului. Asiguratorul în România este Casa Națională de Pensii. Deci ei ar avea acest atribut de a face prevenție. Ei au o capacitate administrativă redusă pe partea de prevenție. Suntem forțați și noi să facem prevenția pentru că ei nu au această capacitate administrativă, avem foarte puțini oameni. Bun, facem și acest lucru, dar cum o facem? Uneori în cadrul unor campanii de informare socială. Deci facem prevenire informând publicul, economia, societățile comerciale, profesioniștii în domeniu. Vedeți că asta este legislația, ăsta e modul de interpretare. Uneori și noi suntem surprinși la rândul nostru de modificările legislative. Sigur că rolul nostru este de echilibru socioeconomic. Asta trebuie să explic și asta vreau să explic de fiecare dată când vin aici. Economiile moderne sunt conduse după principii, e un sociolog american, Parsons, echilibru socioeconomic. În interiorul fiecărui domeniu, subdomeniu, trebuie să existe echilibre care se gestionează, că altfel fiecare atrage consecințe sociale la rândul lui. ITM Maramureș, Inspecția Muncii, se ocupă cu echilibru în domeniul muncii, adică al salariaților, ținând sub echilibru raportul dintre salariați și patronat, interesele patronale cu interesele salariaților. Ca un fel de mediator până la urmă. Da, și mai mult. Și reglează. Mediază, și, dar reglează fenomenele. Și așa cum am spus și cu alte ocazii, ITM este instituție socială a statului de drept, invenția statului modern 1960-1970 în Europa generalizat, care a creat acest echilibru protejând mai mult salariatul, care cu câțiva zeci de ani înainte nu avea drepturi, nu putea să se protejeze, nu avea acces la o viață, beneficii, protecție și așa mai departe. Instituțiile moderne, acceptate la nivel global, da, prin cu tutela ONU, 1960, Organizația Mondială a Muncii, sunt parte, membrii din 1960-70, pe perioada socialistă a României, configurează și stabilește foarte clar faptul că există instituții moderne care apără exact interesele, cum era vechea clasa muncitoare, interesele salariaților. De ce? Pentru că în concepția modernă, economică, a economiștilor, dacă nu păzești lucrătorul, categoria cine-ți muncește, degeaba te preocupi de profit. Mai devreme sau mai târziu, acea categorie socioprofesională va claca. Nu va putea să se țină în echilibru, costurile recuperării ei sau ale beneficiilor lor sunt mult mai mari și profitul va scădea. Și atunci o să revenim de fiecare dată la a ne readuce aminte, pentru că după Revoluție, discuția vis-a-vis de capital uman, deși România are economiști excepționali, s-a dus către ridicol. Da? Economia aceasta de piață, de devalizare, de distrugere, de pierderea unor industrii și sectoare întregi a dezavuat, a desconsiderat categorii importante de lucrători. Dovadă că ei nu s-au mai regăsit în piața forței de muncă în România și au ajuns să lucreze pentru companii internaționale sau să emigreze pur și simplu. Să lucreze în beneficiu altor state și altor cetățeni ai acestei planete. Și atunci, eu cred că este foarte important să revenim la carte, la educație. Cine nu se preocupă de capital uman și se preocupă exclusiv de capital financiar, face cea mai mare greșeală socială posibilă. Mai devreme sau mai târziu, acel sistem social nu va fi în echilibru. Se va dezechilibra și va crea consecințe iremediabile. Iremediabile care duc în sincope sociale și economice care greu pot fi rezolvate.
Bine, dar așa, pe general, cum pot face asta agenții economici când agentul economic este au activitate intensă, o microeconomie. El face parte, este un actor într-o microeconomie, societate, economie locală sau poate o economie națională sau poate produce și pentru Europa și face parte dintr-o economie locală, europeană. Sigur că, în mare parte, companiile românești nu primesc o protecție, da, cum primește o corporație. O corporație are dreptul de a negocia profitul pe care lasă, impozitul pe care lasă într-un stat membru, unde se află acea corporație. Deci e favorizat din stat. Sigur, este favorizat. Asta este principiul corporațiilor. De asta au cucerit lumea. Ele au beneficii economice și atunci ceilalți care nu sunt în sistemul acesta corporatist au întotdeauna probleme de a rezista, de a-și menține poziția în piață. Dar, având în vedere că piața este foarte dinamică, concurența este acerbă, nevoie este de forță de muncă. Atenție, românii sunt foarte muncitori. Deci, în pofida a ceea ce se vede, românul are o productivitate destul de mare, sau mare, pe anumite domenii, foarte mare, muncește mult mai multe ore decât occidentalul. Asta se poate proba cu foarte ușor. Și are avantaje aici în a produce, vorbim de produse, de marfă, de servicii, care intră ușor în concurență cu ceea ce se face în Occident. Și atunci este logic că te preocupi la nivel micro să ții forța de muncă educată, informată, și aici vorbim de faptul că, apropo de legea dialogului social, dacă vom avea timp, și în codul muncii, în legea 53 și în legea nouă, confirmată, 367 pe 2022, se descrie această nevoie de a-ți informa salariatul. Adică, sigur, un muncitor nu va fi interesat de piața produce nituri. Domnule, nu mă spune mie ce piață, unde te chinui tu să pe ce piață. Dar în același timp, conștiința de a opera, vezi, pe care o spune patronul, vezi că tu faci nituri din nu știu ce material, piața ta e extinsă sau e limitată. Noi ne luptăm să supraviețuim, vezi că eu nu pot să-ți dau. Rămâi în acest business, te motivezi pentru că ești alături de mine, devin afaceri motivaționale. Sau nu faci în față pieței, te duci și cauți, da, ești specialist, ești metalurgist, vei găsi un domeniu unde să zicem vei câștiga foarte mult. Dar aici informația asta a cui interesa ține să știți de ce vorbeam de capital uman. Trebuie să-ți duci forța de muncă. Deci știți că occidentalul nu învață ei la școală mai mult decât noi. Sunt mai meticuloși, au da, sisteme mai precise, dar nu sunt mai, cum să spun, nu în toate sistemele de educație. Uneori chiar românii au dovedit că îi pot cunoaște două, trei meserii, pot jongla între două, trei activități și așa mai departe. Dar important e că ei coparticipă, ei sunt comotivați, da? Ei sunt relaxați că fac parte dintr-o societate și știu, nicio problemă. Nu sunt atât de disperați, mi-am pierdut locul de muncă, gata, s-a terminat. Nu s-a terminat în modernitate. Există recalificare, există nevoi clare pe piața de forță de muncă. Deficitul în Uniunea Europeană și chiar în România este de vreo 800.000 de salariați ceruți, nu la potențial de dezvoltare. Deci, loc pe piața forței de muncă, oricând se găsește, e nevoie de investiție, nevoie de specializare și asta vreau să spun de fiecare dată și discut cu foarte mulți patroni, cât de curiozitate, cât de mult investesc în dezvoltarea, în protecția, în salariații lor. Așa este, dar ajung la un moment dat când acei oameni în care au investit pleacă. Unii pleacă în străinătate. De acord. Și să știți că sunt foarte mulți să-și întorc. Când văd că după ce beneficii au primit de la patronii români, care și vă pot da cazuri, li s-au construit case, vile inginerilor, da, un inginer de la o societate pe care o știu, ca să-și păstreze inginerii de care are nevoie în proiectare și în execuție, le-au construit case. Bun. Deci e clar că ai investit foarte mult în a-l localiza, ai menține confortul social, a-l recompensa pe acel om, a-l menține la nivelul... Vă dați seama că se duce în străinătate. Pe domeniul prelucrării lemnului, unde sunt ei, da, mobilier de lux și așa mai departe. Te duci în străinătate. Trebuie să găsești cel puțin o societate la fel specializată și unde se câștige mult mai bine, între străini, nu vorbesc limba ta de bază, nu au același obiceiuri, și tu nu poți să fii acasă să lucrezi, să te bucuri de
viața de aici, din Marea Mureș. Și pentru că vorbeați de asta, am găsit între timp niște cifre, un raport. Peste 60% din tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani de la nivel global, asta înseamnă 830 de milioane de persoane, nu vor avea competențele necesare pentru piața muncii în 2030, inclusiv cele pentru tranziția la economia verde. Un raport realizat de UNICEF și Generation Unlimited, printre principalele cauze acestei situații se numără lipsa unei strategii de educare și formare pentru piața muncii, bazată pe colaborarea dintre guverne, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale. Și ajung la România. În România, potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul al treilea din 2022, acestea sunt ultimele date pe care le am aici în raport, rata șomajului a atins 23,9% în rândul tinerilor, 15-24 de ani, comparativ cu rata generală de 5,4%. Ce se întâmplă cu tinerii? Că până la urmă aici vreau să ajung, fiindcă întâlnim și noi reprezentanți, administratori de companii mai mari sau mai mici, care spun că au o problemă cu generația aceasta. Nu vor să muncească, dar vor foarte mulți bani. Deci un câștig imediat, fără prea multă muncă. Da, este un... Și cu siguranță că dumneavoastră, fiind acolo la Inspectoratul de Muncă, ne puteți spune și vedeți care este fluctuația acestor persoane. Da, sigur. Principal, cum a spus-o și raportul a spus-o, este deficit de educație. Deci totul vine din educație. A corobora școala, cei 12 ani, 16 ani, 20 de ani, cu ceea ce se întâmplă în economie și în societate, este vital. Orice sistem are nevoie de această coroborare. Foarte mult din dezamăgirile tinerilor, care sunt dezamăgiți când intră în contact cu piața forței de muncă, este că nu li se oferă pachetul salarial motivațional necesar, deși el este de bea la început. Doi, nu a fost clară, înainte, dacă știți bine, exista stagiatura, ucenicia, stagiatura, da. Aceste instrumente există, dar ele nu funcționează ca mecanisme sociale. Și în mod normal, sigur că un absolvent de, nu știu, științe economice, în orice societate unde s-ar duce, începutul ar trebui să fie o stagiatură, pentru că nu ești expert când ai ieșit din... Sunt foarte puține universități la nivel global, sunt cei din cei 500, care au competențe în momentul când intră în piață, da, când intră efectiv în producție, au competențe clare, menite să vină și cu recompensa clară. La noi există un decalaj între competențele scriptice sau teoretice, nu vorbesc de universitățile, sunt și universități tehnice la noi în România, care sigur pregătesc tineri foarte buni și ies cu competențe. Dar există întotdeauna un decalaj, care poate să fie tehnologic, este de domeniul în care operez și poate clar fi de nivelul la care se află compania în care vrea să lucreze. Păi una este să lucrezi la Google când ai terminat facultatea 22 de ani, te duci direct la Google de pe băncile cibernetice, automatizări calculatoare București, nu știu, da? Deci e o diferență. Și alta este să faci, nu știu, mecanica acum sau agronomie chiar la Cluj, facultate foarte bună, și să te duci către o fermă ca să lucrezi ceea ce la odinioară se făcea la nivel, la nu știu ce nivel. Dar asta vreau să spun, e o diferență de educație. Școala e o eroare a sistemului de învățământ care trebuie corectată. Și pentru că nu este oamenii de afaceri și puteți întreba, de multe ori am avut sub autoritatea prefectului discuții între oameni de afaceri, reprezentanții inspectoratului școlar, clasele, vorbim de învățământul dual, de exemplu, da? De lipsa motivării elevului de a intra în acest sistem și de erorile lui. Și foarte greu se pot corecta aceste lucruri. Deci nu a fost promovat corespunzător la momentul în care învățământul profesional a fost desființat. Exact, da? Exact. Deci abia revenit după aceea, pentru că mentalitatea era aceeași. O sincopă prea mare. Da. O sincopă prea mare. Pe de altă parte, la nivelul țării noastre, oficial, în decembrie 2022 existau 460.000 de șomeri. Și totuși e un paradox, pentru că sunt sute de mii de șomeri în timp ce firmele nu își găsesc angajați și merg în alte state. Dar alții chiar nu muncesc. Sigur, există o cultură și statul modern, să știți că nu este numai în România. În străinătate, în Marea Britanie și în țările Sudului, există o cultură relaxată a muncii, pentru că sunt beneficii sociale care se dau pentru a nu munci. Sunt prea multe beneficii sociale care se dau imediat ce ai terminat liceul, da? Pentru că avem și acolo absolvenți de liceu care ajung să aibă ajutor de șomaj, de exemplu. Da.
Este. Ceva nu funcționează în acest mecanism, pentru că în mod normal unde ai deficit de forță de muncă nu poți să arunci cu bani în beneficii sociale, ci trebuie să califici, recalifici și să poți folosi această forță șomajul de muncă. Șomajul tot în decembrie 2022 arată astfel. Grupa de vârstă 25-29 de ani, și mă bucur că facem această analiză, peste 17.000 de șomeri, de 36.000 de șomeri, 40-49 peste 57.000 de șomeri, între 50 și 55 de ani, iarăși mai bine de 45.000, și peste 55 de ani cifra mai crește cu încă 1.000. Bine, trebuie analizată... Ce ne spun toate aceste cifre? Bine, eu aș vrea să o invitați și pe doamna director de la JOFM, da, dar vă întreb și pe dumneavoastră, Oșan, așa, dar sigur că, prin prisma da, relațiilor pe care le aveți cu angajatorii. Nu, noi analizăm piața forței de muncă. Noi doar suntem în interiorul ei cu și cu securitatea sănătatea de muncă, nu doar relațiile sociale. O să vorbim și despre asta în partea a doua. Sigur emisiunii. Că da. Și situația dar așa... Dar trebuie să ne îngrijoreze toate acestea? Pentru a face mișcări, deci un stat are posibilitatea de a... planifica o dezvoltare socioeconomică. Să știți că toate statele moderne fac acest lucru. Să nu credeți că în momentul în care s-a vorbit despre comunism, socialism și distrugerea acesteia pentru că bazele au fost incorrecte, să știți că Occidentul planifică tot. Vă spun acum că noi cunoaștem foarte bine sistemul de planificare occidental, că este foarte subtil, foarte elegant, foarte, cum să spun, nevăzut chiar și eficient. Dar el există. Și nicio economie. De-aia și Uniunea Europeană are șeptinalul. Republica Socialistă Română avea cincinalul. Uniunea Europeană are șeptinalul. Adică toată strategia lui se evaluează, se dezvoltă, se desfășoară pe perioada 7 ani. Perioada în care se monitorizează, se propun obiective, se monitorizează obiectivele, se trage linia și se merge mai departe cu strategie de dezvoltare. Toate economiile puternice au strategii de dezvoltare, au planificare foarte minuțioasă. Citiți Friedman, economistul. Nu există. Deci totul este până în ultimul cent, până în ultima piesă metalică. În economiile occidentale se calculează uzura pieselor metalice și pierderea cauzată de fricțiunea metalică la piese, la mașinile care funcționează în acea economie pentru a vedea nivelul pierderilor. Deci așa de precisă este o economie, așa de precisă este o planificare. Da? Și acolo unde se vede că sunt prea mari pierderile, imediat se intervin cu mecanisme. Avem prea mulți șomeri. Bun, imediat statul român a trebuit să vină cu mecanismele. Companiile vin cu forță de muncă. Care este mecanismul? De-aia zic că puteți să o invitați pe doamna, sigur, o aveți ca invitată pe doamna director de la JOFM și să vorbească despre intenția statului de a califica, recalifica și a folosi această forță de muncă. Că nu este permisă nici pierderile, cum să zic, aruncarea de bani publici, nu este permisă nici nu a folosi forța de muncă, pentru că este o eroare semnificativă să nu-ți folosești forța de muncă. Și vă dau un exemplu și era și în... să zicem, și în Transilvania de demult, dar în vechiul în regat, în țara românească, codul lui Calimachi prevedea că cine nu-și lucra pământul, adică să producă, da, să aibă beneficii, să-și aducă contribuția, îi se confisca pământul. Deci, economia socială, să zic așa, a existat în toate timpurile. Toată lumea s-a preocupat de profit, producție, muncă, bunuri. Dar respect față de muncă mai există în momentul de față? Respect cultura muncii, dacă referiți o cultură a muncii, ține aproape, este exclusiv, să știți, apanajul familiei a devenit. Dar numai familia, pentru că școala din ce în ce mai puțin și școala este afectată de, nu că nu ar avea profesorii, nu sunt profesori care ar promova cultura muncii și sunt, slavă Domnului, că altfel n-ar mai ieși copii generații totuși bune, dar cultura muncii nu mai este sprijinită de nicio practică socială sau o motoarele sociale sunt multiple. De exemplu, dacă eu pe fiul meu, da, să zicem 16 ani, vede că pe Instagram poate face bani sau pe Facebook, da, doar plimbându-se, promovând sau văzând anumite categorii socioprofesionale care nu muncesc și au bani, acești tineri își pun întrebări. Ei văd diferența între a munci foarte greu să ajungi să-ți faci o meserie și după aceea vezi recompensele, că muncești pentru 4.000 de lei, muncești foarte mult ca să obții acest lucru și văd această realitate a lumii contemporane, care nu este numai în România,
este în Europa, este în lume. Rămâi șocat să vezi pe da, rețelele astea de socializare cum trăiește un tânăr în Arabia Saudită. Păi, vă dați seama ce clivaj social de realitate este. Dar cum poate să trăiască acel om cu 7 Maserati, dar el nu are niciun, nu muncește, se duce, studiază și după aceea se întoarce la bine. Ei cum pot să primească atâtea beneficii? Și apar întrebările, diferența. Mai este un aspect. Ei pot să plece. Nu există nicio barieră socială în ziua de azi. Ei pleacă, aleg unde vreți să ne ducem în străinătate, să câștigăm mai bine. Luăm o scurtă pauză. Revenim pentru că mai avem și alte lucruri de dezbătut în emisiunea de astăzi. Sigur.